Ce vreau să vă spun pentru început? În primul rând să vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți aici, la capătul de lume a Colentinei. Înainte de a... Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul lui Florin Grigoriu pentru noutățile culturale, vreau să vă informez că au fost câteva lansări de carte pe care aș vrea să vi le prezint cu multă bucurie. În primul rând, voi începe cu doamna Georgeta Vasiliu Mihăilă, care în urmă cu câteva zile la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Titan a lansat două cărți. Prima, Slavă Domnului, unde sunt poeme creștine alăturate unui capitol deosebit care se referă la martirii României, Sfinții Închisorilor, cum i-a numit dânsa. Merge, să știți, în continuare cu acelui volum în care este inclus și tatăl dumneavoastră, tatăl poetului Ion Lucian Coliță. Și mai există acolo un spațiu destul de generos care cuprinde un dicționar creștin ortodox, foarte important și foarte util. Al doilea volum, lansat și prezentat de domnul profesor Petru Demetru Popescu, se numește Mihai Eminescu, Martirul României, unde este prezentată personalitatea poetului nostru și cu multe, extrem de multe detalii legate de moartea poetului, așa cum a fost, pentru că s-a documentat foarte, foarte bine doamna profesor Georgeta Vasiliu Mihăilă. Amândouă volumele sunt editate de editura Elisa Varos, București, 2016. Iarăși o spun cu multă bucurie, semnalez apariția volumului 5 din opere complete Mihail Grămescu, prin grija mamei dânsului, doamna Beatrice Alexandra Chiselev, la editura Tractus Arte din București. Volumul 5 reunește trei din importantele lucrări în proză ale acestui deosebit de talentat autor. Vă rog să-mi iertați. Puteți să-mi dați mai încet? Ce spuneți, onorat adunare? Mai încet, mai slab. Dar nu se poate. Sigur, sigur. Deci, volumul 5 reunește operele Plenița memoriei noastre, Ildico și Răzbunarea Ivonei. În mijlocul nostru se află poeta Ella Blu, care sâmbătă la Centrul Sociocultural Jean-Louis Calderon a lansat volumul Liniștea dintre neliniști, pe care îl vedeți aici pe masă, în prezența unor numeroși prieteni și oameni de cultură, atât din București, cât și din țară. Și aș vrea să profităm de prezența Elei în mijlocul nostru, să ne spună câteva cuvinte legate de această lansare de carte și eventual chiar să ne citească din volum. Mulțumesc! Despre lansare, ce să vă spun? Am fost copleșită, o audiență numeroasă, oameni de foarte bună calitate, poeți, oameni de cultură, simpli spectatori care au ținut să-mi fie aproape în acest moment
atât de important din viața mea. Unii dintre noastre sunt și aici și aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost alături de mine sâmbătă. Volumul cuprinde peste 100 de poeme. Nu m-am pregătit acum, o să vă citesc ceva mai mult. Rugă în apus. În palii de vise îndrăsnesc să mai zbor. Uitat este lutul desprins din călcâi. Mimarea și vântul, un veșnic decor. Mireasma albastră a zilei din tâi. Stăvalul să cadă, lumina să piară. Albastrul coboară în văi de zenit. Și luna se stinge, uitată, impară, cum viața devine ea însăși un mic. Apusul e rugă cum îi tremurândă, ce poartă pe ape divin curcubeu, rodire în trupuri și inimi flămândă, ofrandă sublimă prea bunului meu. Rugă în iulie, cade fum din ceruri, ploaia în șuvoi, spală-ne Tu, Doamne, nu uita de noi. Și Te uită, Doamne, cum trudesc pe glie, roadele să strângă, truditor o mie. Lasă grâul bob, nu-l face tăciune, pune în poldă rod, nu am răciune. Lasă-ne să strângem holda în ambară, apoi dă-ne ploaia ca o alinare. În țara unde nu se întâmpla nimic, a poposit un cercetor de vise. Obosit, însătat și desculț, alergase prin soare, prin munții de ură, prin naștini acide. Întunericul creștea ianele deznădejdii. Încălțări frumoase, iluzii, l-au soțit până s-au destrămat. Cu spini în suflet, pășea inocent, gândul-i cerșind, fărâmă de vis, câte un zâmbet, strop de iubire. În țara unde nu se întâmplă nimic, oamenii purtau măști, urechile ascupate de ignoranță, ochii acoperiți cu vălul minciunii. N-au văzut niciodată mâna întinsă a cerșătorului de vise. Nu l-au auzit cerșind speranța. Nezborul ne-ntrece în cuvântul rătăciți pe cărări de dor, care zboară mai sus. Cui îi e greu să atingă pământul? Cine să-i alestul? Cum să atingi norii cu aripi pline de noroi? Cum să stai sub vânt, în arșița inimii, să țipi necuvinte, să muști întunericul, sperând să dai de lumină? Mi-a prinde bine un păscăruș să mă învețe nezborul.
trupuri, dincolo de înțelesuri, mi-am dus cuvintele iubite și plouă, silabe desprinse din valurile unei mări în furtună, se mai agață uneori de timpan, dezmițind pe cerasca metalică. Respirăm rugină, de parcă n-am avea destul sânge să trecem peste iarna care ne-a moțit simțurile încă din primăvară. Mă reculeg, visând un calendar fără anotimpul cu tine. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ela! Prezintă-l tu pe Florin Grigoriu și prefațatorul volumului. Da, prefața a fost semnată de domnul Florin Grigoriu. Îi mulțumesc din suflet și sper să fiu demnă de toate aceste minunate cuvinte pe care le-a scris despre poezia mea. Vă mulțumesc, maestră! Bună ziua! M-am bucurat a fi sâmbătă la un alt centru cultural, la Calderon, unde doamna doctor și-a prezentat a doua parte de poem. Au fost foarte mulți colegi din alte părți, neobișnuiți ai cenaculor de la Calderon sau de aici sau din alte părți. Pentru că am spus și acolo, sectorul acesta reprezintă în București mult mai mult decât reprezintă celelalte sectoare, poate chiar cât toate. Pentru că în celelalte sectoare avem oameni plătiți pentru cultură, dar se ocupă cu șușanele. Pe de altă parte, am adus aici câteva cărți și vroiam să aduc și câteva reviste, dar avem câteva reviste. N-am putut să aduc revista Ion, Foaia Literară Ion, pentru că tipografia mi-a dat numai semnalul și trebuia să-mi facă foaia întreagă, adică 24 de pagini, inclusiv surpriză, 8 pagini de fotografii de la lansarea de sâmbătă, știind că autoarea vine și aici. Bravo. În pozele acestea suntem numai noi patru, deci domnul Mărișcu, doamna Ela, domnul Radu și Părin Grigoriu. Doamna Doina și doamna Mihaela nu sunt, dar sunt în alte poze. Ce or să fie? Deci, revista Ion. N-am adus și n-am putut să vină, deși locuiește sectorul acesta și foarte aproape de acest club cultural, domnul Nicolae Mărcaș. O mare prezență culturală a Bucureștiului. Fost ministru al învățământului în guvernul Druc, în Basarabia. Acest domn, nonagenar, are 4 cărți voluminoase, dar cărți care reprezintă valori ale culturii românești. Am făcut un articol pentru revista din Urziceni și am intitulat-o un clasic. Pentru că dumnealui reprezintă foarte mult pentru literatură, poezie, sonet și vers liber. Este și un mare poet al Bucureștilor. Pentru că venind din Chișinău, venind din Basarabia, cum spunea alt mare poet al Basarabiei, Grigore Vieru, care săruta și pietrele pe dincoace de prut. Și să nu uităm că luna aceasta, spre sfârșit, este un mare marș pentru unirea cu Basarabia. Iar un cetățean de peste ocean vorbește la Chișinău că să ne luăm gândul de la Basarabia, uitând că președintele țării lui, Winston, de la 1918, a semnat unirea Basarabiei cu România, cu țara cealaltă.
și prin semnăturile țărilor mari din Europa s-a realizat Marea Unire. Bineînțeles, prin lupta